Acest fermier din comuna Jiana lucrează cele 10 hectare de teren pe care le are cu un tractor universal 445 fabricat în anul 1991. Agricultorul spune că nu-i deloc ușor, dar cum altă soluție nu a avut, a fost obligat. Programul Rabla pentru tractoare este binevenit, spune el, doar că nu la îndemâna oricui. Câți ani are tractorul dumneavoastră? Din 91. 33. Mai merge? Mai încet, mai crăpit, mai... Ne facem treaba cu ele. Mai ce nu facem cum fac alea mari, ale puternice, dar pentru casă, așa, pentru gospodărie, merge. Cum găsiți programul ăsta, Rabla pentru tractoare? Păi ar fi interesant, dar numai să putem să accesăm cam toți, că am înțeles că totuși acolo nu e chiar așa simplu de accesat fondurile. Statul oferă acum până la 44.000 de euro pentru fermierii până în 40 de ani și până la 36.750 de euro pentru cei peste această vârstă pentru achiziția de tractoare în valoare maximă de 55.000 de euro. Restul, până la cei 55.000 de euro, trebuie suportat de cumpărător. Fermierii spun că subvenția este consistentă, dar cum veniturile sunt mici, nu sunt mulți cei care vor putea aplica. Bani de unde să iau? Cine îmi dă bani? Dacă ar fi unul mai nou, aș face și 5-6 hectare când fac unul cu ăsta. Părerea mea e că e ceva bun pentru agricultură, pentru cei care n-au baza financiară pentru a cumpăra. E ceva bun și cred că va fi un mare avantaj pentru agricultorii de acum. E învechit parcul de tractoare? Da, e învechit categoric, înțelegi. Să simte nevoia să schimbe, să ia ceva nou, mai performant, care să aibă capacitate de muncă mai multă. Pentru programul care se va lansa zilele acestea au fost alocate 500 de milioane de lei. Fermierii se tem ca utilajele să nu se scumpească, așa cum s-a mai întâmplat. Este binevenit pentru că micii fermieri oricum nu aveau cum să-și achiziționeze un astfel de tractor pentru că sunt foarte scumpe. Ideea este și sperăm că dealerii care au fost acreditați ca să vândă tractoare către cei care vor primi astfel de utilaj în acest program să nu crească prețurile. Pentru achiziția unui tractor este necesar ca fermierul să depună o cerere de finanțare, să nu aibă datorii la bugetul de stat, un atestat de producător și să predea un autovehicul vechi spre casare.